Salutare rockerilor și bine ați dat click la un nou videoclip După cum vedeți și din titlu, povestea mea cu Mihaela și Telecomanda Mai poveste și eu căcaturi de-astea cele mai pățit și eu când eram așa un fecioraș Ei bine, să începem cu începutul Eram pe la începutul clasei a 12-a Era o zi de luni, nu o să uit în viața mea ziua aia Detestam zile de luni că aveam mate și marte, mă rog, detestam și zile de luni. Și colegul meu din spatele meu Sanchi stătea în prima bancă Că eram elevi silitor pe drecu, Aveam 5 din bucăți Ma uh, Mă cheamă Hai vino, vino videole să răceva. ceva Eu cu gândul ce să-mi arate asta Ce am mai găsit Ia telefonul Pornește un videoclip de pe Messenger Și pac Una care luase Ce dracu se iau pe ei să gesticulez Luase așa telecomanda și, și o punea pe la nitră Michiștică Scoică, casca Uh, sau varină. Și cum mai vreți voi să-i spuneți Și zicea leu viața mea nu mai pot și din astea Eu am avut o reacție ceva de genul Hai serios Chestii de astea am văzut destule Vă dați seama că La o vârstă când ești mai mic Ești și tu curios de chestii și Ești și tu în X, Y locuri chestii uh, treaba e că zi cu asta, cu fata asta cu telecomanda, în din acea dimineață sau din noaptea aia Ce trecuse până în ziua următoare Toată zona urzicenului a aflat de ea O să vă explic și cum mi-am dat seama Că s-a viralizat foarte mult Fără să existe Telegram pe atunci ce România X sau ce site-uri mai uri Grupuri de Telegram mai sunt pe atunci de lumea pe Pe Messenger, pe Facebook și pe Whatsapp Că doar astea erau Sau Snapchat mai apăruse, mă rog Trece ziua, mă duc acasă Iau autobuzul să mă duc acasă, cobor din autobuz în stație, merg vreo două minute pe jos și vine un tip cu un BMW hai salut frate, nu păi, salut și eu, om respectos ce sunt, auzi a coborât cumva o fată Mihaela, nu mai știu cum, din uh, autobuz și eu am zis, frate meu, pe lângă că am coborât doar trei Bulangii din autobuz acum, uh, nu cunosc nicio Mihaela mergi la stația cealaltă, mai din spate, că n-au apucat-o să ajungă acasă, poate intre pe ei dacă ești știu vreo Mihaela bine frate, mersi, salut, să trăiești mă duc acasă. Trece ziua, fac ce fac, probabil că am făcut un live în seara aia, am filmat ceva că de atunci aveam, de dinainte aveam canalul de YouTube. Și vin, ur, vin următoarea zi, marți. Din nou mă ia colegul, ce o video, vină cu aia. Ce vrei mă, mă cu aia, vină cu aia să zic ceva. Ia zi frate, care-i treaba? Bă. O știi pe una, Mihaela, nu mai știu cum? Și era ceva de genul. Nu, dar ieri m-a întrebat un băiat de ea. Dar clipul ăla de ți l-am arătat, îl mai țimite. Ce, vrei să-l mai arăți o dată? Ai găsit partea a doua sau cum? Nu, bă. Așa o cheamă pe aia din videoclip. E din de la tine. Bă, și-am rămas un pic așa. Adică știam că ce se întâmplă în satul meu e ceva mai special, așa. Adică am o clădire unde a fost cândva căminul cultural. Vai de capul meu ce se întâmplă acolo Mă rog, astea sunt povești pe care le-am auzit de la alții mai mari Eu vedeam doar ziua copiii care se jucau cu Cu tubermanul, cu țeava, cu cornete Acum că seara S-au întâmplat alte chestii acolo Vara, nu știu Deci ca idee Videoclipul ăla s-a viralizat în noaptea din duminică spre luni Și până marți Deja știa toată lumea din zonă de el Toate liceele din urziceni alea Trei mari și late știau de ea de cazul Mihaelei cu telecomanda. Nu știu cum s-a aflat cum o cheamă, probabil tot prietenul ei sau cine a luat videoclipul de la ea. Oricum, nu-i frumos să faci așa ceva, să distribui porno dacă ți dă o fată. Dar și ea cu bune. Pe lângă faptul că faci ceva ce e stânjenitor și ne vrea ca alții să afle, ce dai mai departe la persoanele la care știi că... Sau mă, mă rog, că azi ei nu știa că nu e de încredere omul ăla. Adică, acum bune, de s-a viralizat, într-un hal incredibil. Într-o zonă în care, cum să spun, deja da, era 2017, toată lumea avea internet. Mă rog, ăștia tineri. Frumusețea mare a fost următoarea. Profesorii știau de ea. Profesorul meu de istorie, tot respectul, n am murit, dar ați prins voi ideea. ea uh, știa de ea. La ora dumnealui de istorie, ne punea să facem referate, dar eu niciodată nu făcea referatul, că știi și pe live-uri, că și cât de că le am cu istoria. Și discutam acolo subiecte, al doilea război mondial, țările române, cu conducători de -ai noștri, bla 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 bla. Și mie nu mai trebuia referat, că din ce vorbeam cu el îmi punea note. Bine, mai discutam și chestii ce n-aveau treabă cu materia. Mai ziceam niște bancuri de-astea cu umor, de umor negru, de o profesoară săracă a început să plângă de la bancul ăla cu ubor negru. Aia e, probabil că o avea rude și n-am știut eu. Pare rău, e un banc. să fie rușine, recunosc. Colegii au râs, ca dobitoții. Prima dată că l-am zis. După aia n-au mai râs. Alți profesori au râs. Profesoara de engleză, vai cum a râs la, la bancul ăla. De ubor negru. Hi, -hi, -hi, -hi. Era o doamnă ai scund așa și cu un râs mai devrăjitoare Hi -hi -hi -hi, Ce râdea la bancul ăla Cel de logică la fel El ne zicea mereu bancuri și când am dat banc de ăsta Cu mor negru <laughs> Cel de istorie era un pic Băie, e cam macabru, nu crezi? Mă rog, da, îmi plăcea și mie să fac grube proaste De pe atunci Acum nu mai pot să zic bancuri cu mor negru Pe live-uri și în episoade că mă anulează băieții Bun Și ideea că și profesorul ăsta de Acesta de istorie știa de caz o fetei cu telecomanda, că nu știu cum a venit vorba și ne-a zis, vedeți că distribuirea de materiale pornografice sancționează. A, a, venit vorba de... Nu, 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 nu. Mi se pare că atunci fusese vorba de ăsta Zuckerberg că luase poliția că vin de Facebook informațiile oamenilor și a zis... băi, a zis profesorul acesta, bă, adevărată prostie să spui datele personale pe internet. Mai ales că nu știi cum se ajunge să te ia poliția. Ați văzut ce au pățit niște prieteni de-ai de la celălalt de Cum adică? E, distribuirea de materiale cu minori nu prea, nu prea e legală, te cam ia garda. Deși profesorii știau. Acum nu știu, ori au văzut și ei videoclipul cu telecomanda, ori... Uh... Au aflat ulterior când a venit poliția și a săltat pe băieții aia. Așadar, din treaba asta putem învăța câteva lucruri ca și morală sau moralele poveștii. În primul rând, ai grijă ce pui pe internet. 2. Nu pune chestii ce n-ai vrea să ajungă pe internet, bineînțeles. Nu le posta pe internet dacă n-ai vrea să ajungă mai departe. Ține pentru tine. Ai tu o fantezie cu telecomanda de la televizorul cu tub, că era de la o poștă telecomandă de televizor cu tub aia, Bine, fă -o acasă, pune și tu o pungă ceva totuși, că na, mâinile jegoase acolo, pui mei, biologie, mizerologie, chestii de-astea. Ce-ar mai fi? 3. Dacă ai o fată care îți trimite așa ceva, nu distribui mai departe. Săraca ori e bagaboantă și doar așa vrea să te agațe. Sunt cazuri. Ori are foarte multă încredere în tine și în disperarea de știți voi ce? Na. Din nou, nu distribui mai departe. Cel mai bine îi spui, fata mea, hai mai bine să ne vedem, să nu mai facem din astea că nu e bine. Și cel mai important, fără materiale cu copii. Ok? Aveți colegi de clasă care au făcut din astea, nu le distribuiți, ștergeți-le, ia garce, aveți grijă, vine SR-ul peste voi. Ajungeți, ajungeți cum colo să vă să vă pună cătușele. Cam asta ar fi treaba cu Mihaela și telecomanda. O să mai mă uit la videoclipuri de astea mai vechi sau live-uri care am povestit căcaturi ce le-am pățit. Și o să fac așa clipuri de astea mai scurte pentru oamenii noi veniți și mai facem o actualizare așa. Mă mai prăpăde și eu de râs când văd ce căcaturi pățeam înainte. Acum pățesc căcaturi și mai mari, dar... Alea erau, mai, abuzate măcar. Bun, pe data viitoare. Ceau les tuturor.